Tragedie fără margini și în județul Călăraș. O fetiță de 4 ani și-a dat duhul la o zi după ce a mâncat carne de pește și de porc preparată de bunici la grătar. I s-a făcut extrem de rău și nu a mai putut fi salvată. Rău le-a fost și bunicilor, duși cu ambulanța la spital. Femeia avea și probleme la inimă, iar când a aflat că i-a murit nepoata, a făcut infarct. Atenție, sunt detalii cu un puternic impact emoțional. Femeia de 59 de ani și nepoata ei, o fetiță de doar 4 ani, au pierit fulgerător la câteva ore distanță una de alta. Potrivit familiei, duminică, de Florii, cei mici s-au dus la bunici. Oamenii cumpăraseră de la magazinul din sat pește congelat și carne de porc, pe care le-au gătit acasă. Seara, fetița a început să se simtă rău, dar starea de sănătate s-a agravat ieri dimineață, povestesc părinții. Copila era în stop cardiorespirator când a venit ambulanța, iar medicii din Călăraș nu au mai putut să o readucă în simțiri după 2 ore de resuscitare. Că fetița era, ca să zic așa, aproape cadaverică. Deci era schimbată la față, mâinile, piciorușele reci, nu reacționa la nimic. Eu am crezut inițial că este care puls. Am pus mâinile la urechiuțe, la mâini. Cât m-am priceput, am încercat să-i fac un masaj cât am putut, că e destul de firavă fetița. Era destul de firavă și m-am crezut că are puls. Am strigat repede la salvare, luați-o repede. Au luat-o, au adus-o în salvare aici la poartă. Preț de jumătate de oră, cred că au intubat-o, au încercat să o masau. N-au avut șansă, au plecat repede cu ea la Călăraș. Dar eu între timp am mers la echipaj și am rugat să vină și la bunica, că era destul de rău. Se întâmpla asta în jurul orei 10 și 20 de minute. Bunicii ei au fost transportați la spitalul din Oltenița. Femeia, cunoscută cu afecțiuni cardiace, a făcut infarct când a aflat că i-a murit nepoata. Cum era în tratament pentru fibrilație și avea montat un stent, doctorii nu au mai putut face minuni. Bărbatul este în continuare internat la terapie intensivă. Se bănuiește că ar fi de la pește. A zis că ar fi fost 2 loturi de pește. Una a fost ok, dar se pare că celălalt lot ar fi fost infestat. Nu știu cu ce, nu știu cum. Ei au făcut inițial un grătar sâmbătă seara. A fost ok, duminică au pus din nou grătar cu pește. Deci cu pește, cu macrou, congelat. Au fost 4 copii, 3 au mâncat pește, unul n-a mâncat, cel care n-a mâncat pește n-a avut absolut niciun simptom. Din ceilalți 3 au avut toți, dar nu de aceeași intensitate. 2 care erau mai mari, de vârstă mai mare, au avut ușoare grețuri, au vomat, dar n-au necesitat spitalizare. În schimb, fetița, la 4 ani, a decedat. Direcția de Sănătate Publică a prelevat probe din apă și din mâncare pentru a stabili ce i-a provocat atâta rău fetiței. Magazinul este un magazin autorizat sanitar-veterinar, dar neînregistrat pentru activitatea de comercializare pește, fapt pentru care a fost sancționat cu o amendă în valoare de 20.000 de lei și s-a suspendat temporar activitatea, găsindu-se o depozitare care nu respectă condițiile de compatibilitate, fiind depozitat peștele, alături de alte alimente de origine animală și non-animală. Dar pot să spun că peștele macro de origine în Spania are documente care atestă trasabilitatea. Din primele informații, se pare că inspectorii au găsit în frigiderul familiei, pe lângă peștele și alte produse din care s-a pus atunci pe grătar, și mezeluri expirate. Orice mai aliment alterat poate fi letal și dacă nu este preparat corespunzător sau nu este conservat corespunzător, poate duce chiar la infecții alimentare, gastroenterite și chiar forme severe de infecții, șoc toxicoseptic și chiar deces. Necropsia ar trebui să lămurească misterul anchetei. Rezultatele preliminare arată că ar fi vorba de o toxi-infecție alimentară, dar ce a provocat-o se va afla abia peste câteva zile. După ce i s-a făcut rău în timpul unui spectacol și a fost operat de urgență, Florin Piersic a fost transferat la secția de terapie intensivă de la Institutul Inimii din Cluj. Care este acum starea marelui actor știe colega mea Silvia Ceh. Bună seara, Silvia, te ascultăm.
Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor. Medicii spun că actorul este conștient și imediat după internare a fost supus unor investigații mai amănunțite. În cursul zilei de astăzi, Florin Piersic a fost transferat de la Spitalul Militar, unde a fost operat în urmă cu câteva zile. Inițial, actorul s-a dus la spital pentru că s-a simțit rău și avea febră, iar medicii au descoperit că are o infecție la genunchi. A fost operat de urgență și tratat pe secția de ortopedie a Spitalului Militar. Analizele de laborator au arătat însă că infecția s-ar fi localizat și la cele două antene ale stimulatorului cardiac pe care îl are montat în prezent. Medicii spun că dacă acest stimulator va fi scos în condiții de maximă siguranță, infecția va putea fi tratată, iar astfel starea marelui actor va reveni la normal. Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a urcat pe scenă ultima dată pe 8 aprilie la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Momentan acestea au fost informațiile. Vama veche și-a întâmpinat oaspeții cu o față mohorâtă ca de toamnă. E destul de rece pe litoral, iar vântul spulberă nisipul. Nu și cheful de distracție al tinerilor, care respectă cu sfințenie tradiția de 1 mai. Cei care au ajuns deja în Boema stațiune promit că noaptea va fi incendiară. Vântul care a măturat Vama Veche nu a speriat prea tare primii turiști veniți să rescrie istoria în Boema stațiune. Imediat ce au lăsat bagajele prin hoteluri sau corturi, au dat o fugă pe plajă. Să simt soarele, chiar dacă nu e să însufletește spiritual. Nu ți-e frică că ești îmbrăcat așa ca în subțire? Nu deloc. Cum vă distrați? Fumăm și poate găsim ceva să ne distrăm. Cluburi deschise, restaurante, poate mai mulți oameni. Na. E cam frig, acum bate vântul. Bine că măcar nu mai plouă. Na, poate facem o baie. Faci o baie? Așa pe frigul ăsta? Dacă mi-aduci un prosop, poate. Așa de nebun, nu îți dai seama. Care-i planul pentru diseară? Băutură și nimeni mai departe. Ok, băutură și băutură. E cam frig, dar e Vama Veche, așa că trebuie să rezistăm. Că n-ai cum altcumva. Și cum rezist? Cu multe geci pe noi și multe haine și o bere din când în când, dacă se poate spune. Mă așteptăm să vină lumea, să vină grămădeala, să vină distracția. 1 mai, e Vama Veche, e tradiție, frigul nu ne dă pe jos. N-ai cum, nu se poate. Păi și dacă plouă? Dacă plouă, am glugă. Nu te oprește nimic. Nimic. Nici cazare n-am, tot am venit. N-ai cazare? Nu, dormim într-o mașină mai mare. Păi și cât reziști acolo? Cât o duci? Sper că destul. Cei doi ne conduc apoi la mașină, să vedem cu ochii noștri că nu glumesc. El este proprietarul dubiței. Bună! Mă rog. Deci, ăsta este fostul scaun al asistentei când era ambulanță și acum este scaunul de... nu știu, de băut. Avem aici un subwoofer montat aftermarket, două paturi, multe bagaje și dezordine. Și acolo e un frigider care nu merge de plin cu bere. Bun. Și vă rog, acolo dormiți voi sus? Da, aici se duce două. E un pic dezordine astăzi, n-am făcut curat în casă, dar e ok. Păi și unde încăpeți voi toți acolo? Păi ieri, cei drept, am dormit la șofer, unul din noi, dar a fost foarte bine. Cu banii cum stați? Prost, că ne-am făcut proviziile înainte. Deci... nu avem atât de mult de cheltuială aici, dar am venit pregătiți pentru Vama Veche. Ce înseamnă provizii? Provizii? Puțină mâncare și foarte mult alcool. Eu mi-am luat 25 de milioane. Bani, 25? Banii să 25. Fac, să duc, să cheltuie și să vin înapoi. Important e să ne distrăm. S-ar putea ca banii să fie o mare problemă, spun acești turiști. Ce părere ai despre prețurile din Vama Veche? Sunt foarte mari. Sunt foarte mari, ce să zic și eu acum. Mari! De câte ori să țipe? Sunt mari prețurile, da. Între timp, aleile din Vama Veche se animau tot mai tare. Tineri de prin toate colțurile țării soseau încărcați cu bagaje, chef de distracție și deloc speriați de vremea mohorâtă care amenință petrecerile. Din Tulcea. Aproape, nu foarte departe. Nu foarte departe. Cu ce ați venit? Cu trenul, normal. Trenul, microbusul, ce... pe jos. Cu de toate, mai trebuia să mergem cu barca. Da. Păi și cum petreceți voi așa pe vremea asta? Cum vi se pare? Ca pe orice altă vreme, ca adică nu oprește vreme. Nimic. Doar că pune haine mai groase. Căldura în suflet. Proprietarii teraselor se luptau să pună la punct ultimele detalii pentru ca vamaioții să resimtă cât mai puțin frigul și vântul de afară. Am mai pus un policarbon. L-a luat colegul meu.
Numai că colegul meu l-a scăpat și l-a dus vântul, dar nu știu unde. Ceva rău de tot. Aseară nici n-am ieșit nică, eram stat la cazare și am demolizat toată băutura pe care s-a cumpărat. Dar diseară, fetele promit să o facă lată. Poate doar un uragan ar opri distracția. Evident, evident! E seara dintre 31, nu se poate să nu ieșim. O să fie ceva super wow, adică oricum o să se umple, nici nu mai simți frigul diseară. În seara aceasta se dă startul petrecerilor de 1 mai în Vama Veche, acolo unde este și colega mea Andra Ionescu. Bună seara, Andra! E cam frig la mare, dar ce spun turiștii? Bună seara, Cristian, și bun găsit tuturor! Da, într-adevăr, este cam frig, dar plaja de aici, din Vama Veche, a început ușor, ușor să se anime, chiar dacă până acum era destul de pustiu. Muzica a început să răsune la terase, chiar muzică live și chiar și în aceste momente. Iată și primii curajoși care au venit aici pe faleză. Se plimbă, încearcă practic să se pregătească pentru noaptea ce urmează. Să știi că cât am umblat noi pe aici, am întâlnit astăzi tineri dornici de distracție. Unii dintre ei îmi spuneau că nu și-au mai luat nici măcar cazare și că vor dormi până joi în mașini. Pentru alții este prima dată când calcă pe nisipul din Vama Veche și mi-au spus că vor să profite la maxim de această perioadă. Chiar dacă încă nu au ajuns toți, cu siguranță mâine plaja, să știți că va fi plină. Ca să vă faceți și o idee despre prețurile din vamă, vorbim despre prețurile pentru cazare, să știți că variază de la 600 de lei pe noapte pentru două persoane la cele de lux, între 50 și 100 de lei pentru o noapte la cort și de la 200 de lei la pensiuni normale. Așadar, în încheiere, în această seară începe prima petrecere din această mini-vacanță aici în Vama Veche, iar mâine să știți că o să vă arătăm cum s-au distrat turiștii aici. Cristian? Mulțumim, Andra, continuăm jurnalul. Înainte să ajungă pe litoral, tinerii cu chef de distracție au trebuit să înfrunte aglomerația din Gara de Nord. Trenurile și peroanele au fost pline până la refuz. Biletele s-au epuizat încă de acum o lună, dar nici în picioare nu mai găseai locuri. Valuri de oameni au curs în Gara de Nord, acolo unde pe peroanele cu trenurile spre litoral nu mai aveai loc să arunci un ac. Mii de tineri au vrut să nu rateze startul distracției de 1 mai. Noi nu mai putem da cu locuri pentru că vagoanele sunt full, toate locurile sunt ocupate. Nu avem locuri deloc. Biletele sunt puține, însă când distracția este unicul scop, tinerii sunt foarte inventivi. De 2 ani de zile mă întorc fără bilet de întoarcere din vamă pentru că sunt greu de prins, toată lumea merge acolo, așa că prefer autostop până în Mangalia, după tren până în Constanța, caut un tren privat că la CFR nu mai e loc niciodată. Dorm în tren, cumva ajung relativ acasă. Peste 80.000 de turiști sunt așteptați la malul mării, deși vremea nu prea ține cu ei, meteorologii anunțând averse și nori în această perioadă. Spre exemplu, azi, la 16 grade Celsius, acest tânăr este hotărât să încălzească atmosfera din jurul său. A început printr-o ținută lejeră, accesorizată cu ochelari de soare, un lanț mare la gât și o șapcă. Chiar mi-e cald, nu știu, transpir rău de tot în hanoracul ăsta. Deja de acum ați luat echipamentul pentru... Da, nu știu cum facem exact, noi nu avem cazare, mergem așa, mâine ne întoarcem, sperăm. Plecăm la... Unde? La 2 mai, la 2 mai și s-ar putea să mergem și prin vamă, să trecem pe acolo, că na, să ne distrăm. Am prins biletele, le-am luat cu o lună înainte, că am zis să prindem loc sigur, toate una lângă alta și să fim precaute în caz de orice. Destinația finală este pentru cei mai mulți Vama Veche, deși sunt destui care se opresc și în alte stațiuni. O să am un grătar cu verii mei, cu nepoții, cu tot, toate neamurile merge și foarte frumos. Sper să fie cald în primul rând și să mănânc un grătar foarte bun. Ce v-ați cumpărat? Ce? Numai rechizite, pahare pentru mâncare. Rechizite școlare, numai pahare. Și dacă vedeți aici, niște suculeți pentru drum. Un lucru este cert, nici vremea rea, nici lipsa biletelor sau condițiile de călătorie nu îi împiedică pe tineri să spere la o distracție memorabilă. Nu prea am găsit bilete. Foarte greu. Noi ne-am luat bilete din tren.
foarte greu. Da, stăm în picioare. N-am mai găsit bilete la casă și a trebuit să ne luăm din tren. Dar stăm în picioare, nu ne-a găsit locuri, adică... Da. Da, bănuiesc că nu contează. Asta timp cât ne ajungem la mare? Da. Asta e important. E important. De ca să ne distrăm. Oh, Mamaia București! Din păcate, ploaia și vântul le-ar putea strica turiștilor planurile de 1 mai. Vântul suflă cu putere pe litoral, iar frigul îi ține departe de terase sau de plajă. Colega mea, Raluca Sevastru, are mai multe detalii despre cum va fi vremea în zilele următoare. Bună seara, Raluca, te ascultăm! Bună seara, Cristian, și bun găsit tuturor! Veștile despre vreme nu sunt chiar grozave. Aici pe litoral a plouat toată noaptea, iar atmosfera e mai rece față de zilele trecute. Meteorologii susțin că vremea se va menține capricioasă și în zilele următoare. Temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 17 grade Celsius. Cerul va fi înnorat cu ploi slabe de scurtă durată, iar vântul își va face simțită prezența. E drept, briza de la mare face ca temperatura resimțită să fie ceva mai mică, chiar și cu aproape 3 grade. De asemenea, cei care și-au propus să facă și o baie în mare de 1 mai trebuie să știe că apa mării nu este foarte caldă, are în jur de 14 grade Celsius. Așadar, dacă nu ați pornit încă spre litoral, ar fi bine să vă strecurați în bagajul pentru mare și o umbrelă sau o pelerină de ploaie. Iar pentru frig, vă recomand să vă îmbrăcați bine sau să dansați cât mai mult. Momentan atât de la malul mării. La revedere! Românii care vin acasă au aglomerat și vămile. Mii de mașini din Danemarca, Germania sau Franța au trecut astăzi granițele țării burdușite de cadouri pentru sărbători. Mulți și-au adus cu ei și partenerii de viață pentru a experimenta Paștele în stil românesc. Merge măcar de Pașcă. O spune clar și răspicat un italian. Bărbatul din imagini este soțul Mihaelei. Deși este stabilită în Italia de 14 ani, românca alege să petreacă fiecare sărbătoare în țară și să împărtășească cu soțul străin din tradițiile noastre. Știe, de oroși, îi place să le și vopsească. Dorul de casă ne trage mereu acasă. Ce le-ați adus celor dragi? La fiecare câte ceva. Altă mașină, aceeași poveste. De aproape 3 decenii, Alexandrina locuiește în Franța. Ca în fiecare an și-a luat partenerul de viață și patrupedul și a venit să petreacă Paștele cu familia în țară. Soțul este francez? El este francez și iubește țara mea. Spuneți-ne, ce vă place la România? Ce v-a învățat soția despre mai țara? Mâncare mai multe, că venim pentru sărbători, așa. Da, sarmale, familie. Cu portbagajele pline, dar și cu lacrimi în ochi, românii din diaspora abia au așteptat să ajungă acasă la familii. Dorul de casă e imens. Foarte dureros. De ce îți dau lacrimile? Ce simți când nu ești acasă? Simt că n-am pe nimeni acolo. Ești singur, n-ai pe nimeni, doar cunoștințe. De ce vă e cel mai dor? De tot. Bucuria revederii a fost însă umbrită de zecile de minute de așteptare. La Vama Nădlac 2 din județul Arad, cele patru artere deschise au fost pline de mașini care așteptau. Din Germania și ne îndreptăm la Ploiești, doar că am venit foarte bine de acolo și aici s-a blocat totul, dar rezistăm, ce să facem, cu dorul de casă trebuie să ajungem cumva. Trebuia să dea drumul să meargă ca pe bandă și aici stăm câte ore întregi aici cu copiii, bai și amar de noi, flămânți. Peste 5 milioane de români sunt în diaspora. Cei mai mulți aleg să se întoarcă în țară de sărbători. Pentru evitarea supraaglomerării unor puncte de trecere a frontierei, precum PTF Nădlac 2, care este preferat de majoritatea participanților la trafic, le recomandăm cetățenilor care tranzitează frontiera națională în această perioadă să utilizeze toate punctele de frontieră deschise în regim internațional la granița cu Ungaria și să consulte aplicația Trafic Online. Potrivit autorităților, media de așteptare în punctele de frontieră în această perioadă este de 50-60 de minute. Cumpărăturile de sărbători au intrat pe ultima sută de metri. Cei care nu au timp să stea printre raioane sau vor să evite aglomerația din magazine apelează și anul acesta la firmele de livrări. În marile depozite e forfotă, iar angajații pregătesc cu grijă fiecare comandă. Clienții au două opțiuni, fie își cumpără ingredientele necesare și se ocupă personal de masa în familie, fie primesc acasă mâncarea deja preparată. Vacanța de 1 mai, combinată cu sărbătoarea Paștelui, începe cu goana prin magazine. Alții sunt doar la un clic distanță de cumpărăturile mult dorite.
Produsele comandate au început deja să fie livrate direct la ușă. Într-unul dintre marile depozite de lângă București e forfotă. Ne-am pregătit cum se cuvine pentru Paște, cu o ofertă foarte bună pentru zona asta de sărbători pascale, cu carne de miel, cu cozonaci, cu băuturi alcoolice și toate cele. Este o activitate intensă la noi în depozit. Am pregătit cantități record, putem spune 7 tone de carne de miel față de 4 tone cât am vândut anul trecut în aceeași perioadă. Prețurile încep de la 34 de lei per kilogram. Cei care nu au timp să gătească pot comanda inclusiv mâncare gata preparată. Tocmai din acest motiv și bugetul este unul pe măsură. Comercianții estimează că fiecare familie va aloca între 750 de lei și 1000 de lei pentru cumpărăturile online pentru masa de Paște. Cei care nu au timp să gătească pot alege dintr-o gamă variată de produse gata preparate. Comenzile vin pe bandă rulantă, iar curierii sunt pregătiți să ajungă direct la clienți. Umăr la umăr cu românii, angajații străini din țările asiatice lucrează de zor pentru ca toate produsele să ajungă în timp util în casele oamenilor. În cele mai aglomerate zile din săptămâna mare vor fi efectuate mai mult de 4.000 de livrări. Și grătarele sunt pregătite deja pentru comenzi. La mare căutare vor fi micii pentru ziua de 1 mai, apoi oamenii vor începe comenzile și pentru ziua de Paște. Și bineînțeles că vedetele noastre vor fi mititei cam fiecare. Avem și multe alte bunătăți pregătite pentru oaspeții noștri, cum ar fi ceafa de porc, tot tradițional, avem un rasol de porc minunat și multe alte variante, tot grătar, pentru că el va fi specialitatea. Și în acest caz, clienții au posibilitatea de a alege livrarea la domiciliu pentru a savura mâncarea în propria casă alături de familie sau vor putea să iasă în oraș la o masă de sărbătoare. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 urmează serialul O Dragoste. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi cerul a fost mai mult senin, exceptând regiunile sudice, unde au fost înorări temporare și pe alocuri trecător a plouat slab. Vântul a suflat moderat, cu intensificări în sudul Banatului, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, precum și la munte. Temperaturile maxime s-au încadrat între 16 și 26 de grade. Până joi dimineață, meteorologii au emis cod galben de vânt puternic pentru județul Caraș-Severin. Aici vântul ajunge să bată la rafală cu până la 70 de km pe oră. La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând Dobrogea, estul și sudul Munteniei, precum și sudul Olteniei, unde vor fi înorări și pe alocuri ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, pe crestele montane și local în sud-estul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 14 grade, cu valori ceva mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 0 grade, unde se va produce brumă. Mâine cerul va fi în mare parte senin, cu unorări trecătoare prin sudul, centrul și nordul țării. Vântul va avea intensificări în sud, în sud-est, dar și în centrul țării, unde rafalele ajung chiar și la 50 de km pe oră. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil și se vor înregistra 22 de grade în Ploiești, 23 de grade în Slobozia. În Transilvania avem parte de atmosferă închisă mâine, iar termometrele vor indica 22 de grade în Sibiu, 24 de grade în Alba Iulia. În Moldova cerul va fi variabil. Mâine vântul va avea intensificări de scurtă durată și se vor înregistra până la 24 de grade în Iași, 24 de grade și în Botoșani. În vestul țării, meteorologii anunță o zi caldă, ne bucurăm de intervale cu soare, iar temperaturile ajung la valori generoase de până la 26 de grade în Oradea, 25 de grade în Arad. În Oltenia vorbim de vreme însorită mâine și vor fi până la 23 de grade în Râmnicu-Vâlcea, 23 de grade și în Turnul Severin. În Dobrogea cerul va prezenta înorări temporare mâine, dar șansele să plouă sunt reduse. Vântul va avea ceva intensificări, mai ales din a doua parte a zilei și vor fi până la 17 grade în Mangalia, 18 grade în Sulina. În capitală cerul a fost variabil cu unorări și ploi slabe în prima parte a zilei. Vântul a avut intensificări temporare, iar temperatura maximă a fost de 23 de grade. La noapte cerul va fi variabil, vântul va sufla ceva mai tare din a doua parte a nopții, iar minima coboară la 12 grade.
Mâine avem parte de vreme plăcută, se arată și soarele și vor fi în jur de 23 de grade. La munte, valorile termice se vor menține ușor peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări, în special pe creste, iar rafalele pot să ajungă și la 55 de km pe oră. 10 grade vor fi în Semenic, 15 grade în Sinaia. Iar acum prognoza meteo personalizată. Anișoara m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Arad. Maxima ajunge până la 25 de grade, iar cerul va fi variabil. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme.